bine, toți prietenii îți doresc tot binele din lume. Multă șampanie, multe flori, cadouri pentru tine. Scumpii noștri, cum credeți voi de la cine vin aceste surprize frumoase? La mamă. Mamica. Care mamică? Că aveți două din câte știu. Angela. Mamica cei mari, da? Și noi mai avem un mesaj pentru dumneavoastră. Adrian și Maria, două nume de sfinți. Adrian și Maria, copii iubiți de părinți. Pe cărarea vieții s-au dat întâlnire, s-au plăcut dintr-o privire, astfel a luat naștere o poveste de iubire. Un bujor și o lalea, Adrian și Maria, el și ea, dragostea și armonia. Că azi pe lumea i-a apărut, pe părinți i-ai bucurat mult, să știi că mama te iubește, doar de bine îți dorește. Dragul mamei, sănătate, dragoste și fericire cât în cape, visele să fie împlinite, în viață să ai doar clipe fericite. Azi mai ai o sărbătoare, te înscrii cu aleasă floare și chiar de acum sunt departe, te port în sufletul meu oricum. Doresc pentru amândoi să nu aveți nici vânt, nici ploi, la bine și la rău, la ușor și la greu, să fiți amândoi, două suflete pereche mereu. Un început de familie reușit, să vă dea Dumnezeu ce vă doriți înzecit, în a vieții voastre cale, la mai mult și la mai mare, adevărați prieteni și deloc dușmani, scumpul mamei la mulți ani. Mama Angela este departe, dar și-a trimis inima ei mare ca să vă spună cât vă iubește, cât de mult ține la voi și să știți că inima ei mereu va fi aproape de voi. Din păcate nu e mama înăuntru, ați auzit după glas, bănuiesc. Ea este departe, azi n-a putut fi lângă voi, dar vrea să vă arate și să vă spună cât de mult vă apreciază, vă iubește, ține la voi și ar fi dorit să fie astăzi cu voi. Vrem să vă întrebăm dacă v-a plăcut surpriza mamei. Da, foarte, foarte plăcut. Mulțumim din suflet, pentru că și aflându-vă departe, simțim căldură și dragostea și sunteți mereu cu noi alături de suflet. Mulțumim! Mamă, îți iubesc, îți mulțumesc frumos pentru surpriza care mi-a făcut-o. Ar vrea să fie aproape, dar dacă nu s-a primit, deja de grabă ne revedem. Mersi mult din suflet. Mulțumim. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, Adrian și Maria, toți să trăiască. Adrian și Maria, toți să trăiască. Astăzi aveți deja două zile de naștere, ziua de naștere a lui Adrian și ziua de naștere a familiei voastre. Veți avea mereu o dublă sărbătoare. Deja noi ne-am spus că suntem foarte bucuroși în ziua aceasta, importantă a vieții lor. Noi suntem împreună cu dânsii și retrăim până cum, ca și ei, de toate lucrurile. Și părinții lui Maria, și părinții lui Andrean. Și vreau să le doresc un drum bun în viață, fără primejdie. Și stare mulțumit cu Dumnezeu că a auzit rugăciunile noastre și ei s-au găsit doar datorită lui Dumnezeu, unul pe altul. Exact. La mulți, mulți ani. La mulți, mulți ani. Cuvintele mamei și de cuvintele lui mama Maria, de cuvintele nănașilor, a lui Cuscru.
alături de cuvintele cu scrii, Dumnezeu să-i trimață în atași răbdare. Eu și îi doresc la tine fericire, iubire, dragoste. Mulțumim. Multe cuvinte frumoase s-au spus astăzi, emoții multe, dar mă alinez și eu de cuvintele cu spus. Mulțumim Bunului lui Dumnezeu că ne-a adunat copiii și de azi înainte a să-i mulțumim tot ce ne vă da. Cu scrie, noi te iubim foarte mult, să-mi ducem dorul, să-mi țin lipsa. Dar păi și dorul Bunului Dumnezeu, îi vom întâlni la anul și o sărbătorim ziua minții. Și îi dorim un drum bun în viață să aibă înțelegere, iubire și dragoste. Pentru că i-am spus și mai repet încă o dată, nimic nu-i mai dulce pe pământ, nici în cer, nici pe pământ, ca dragoste. Și dacă dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare nu-i, nici viață nu-i. Dar eu mă sunt de la mamă. Dar în ochii lui, în ochii lor se văd, se vede dragostea. Ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea. Să-ți ureze numai bine. Toți prietenii îți doresc.